Mihaiță Nistor, viceprimarul orașului Aninoasa, și-a anunțat miercuri demisia din funcția pe care o ocupă în cadrul administrației. Mai mult, viceprimarul și-a dat demisia și din funcția de președinte al PNL și a susținut că se retrage din viața politică. Decizia lui Mihaiță Nistor a venit după ce s-a convins că nu a ocupat un loc important la viitoarele alegeri. El spera să fie desemnat drept candidatul USL la funcția de primar al orașului Aninoasa și să-l înfrunte pe Ilie Bodgros. Acest lucru nu s-a întâmplat deoarece USL a decis să-l arunce în lupta electorală pe candidatul de la PSD și nici pe listele alianței nu a ocupat un loc mai în față. Asta l-a determinat pe viceprimar să renunțe de miercuri la tot.